Aranjamente de 8. Roate câte? Roate câte 2. Da. Ori aranjamente de 6 roate câte 2, minus aranjamente de 10 roate câte 2, ori aranjamente de 4 roate câte 2. Form factorial supra 8, 2 factorial ori 6 factorial supra 6 minus 2 factorial minus 10 factorial supra 10 minus 2 factorial ori 4 factorial supra 4 minus 2 factorial. E egal cu 8 factorial supra 6 factorial, ori 6 factorial supra 4 factorial, minus 10 factorial supra 8 factorial, ori 4 supra 2 factorial. 4 factorial. Egal cu. Pe 8 factorial putem să scriem 6 factorial. 6 factorial cu 6 factorial, se vede acolo. Și... 8 cu 4 factorial nu merge. Nu. Dar 10 factorial care e mai mare, cu ajutorul 8, îi s-a apropiat, da? Da. Deci vine 8 factorial supra 4 factorial minus 8 factorial ori 9 ori 10. 8 factorial ori 9 ori 10. Supra 8 factorial. Și mulțește. Ori 4 factorial, totul supra... 8 factorial ori 2 factorial. 8 factorial ori 2 factorial. Ce se poate face acolo? Nu degeaba... 8 factorial cu 8 factorial. Simplificăm. 4 factorial este... 1, 2, 3, 4, se aduce 2 cu... Atunci îl exprim pe 4 factorial acela cu ajutorul lui 2 factorial. Nu așa ar veni? Nu, e egal la, e de la început. Da. Da. Egal cu. În loc de 8 factorial, cât poate să fie? Fiindcă ai la numitor pe 4 factorial. A, 4 factorial ori 5 ori 6. 4 factorial ori 5 ori 6. Ori 5 ori 6 ori 7 ori 8. Ori 9 ori 10. Nu mai e ori 9 ori 10. E, bună dimineața! Nu, că aici ești, aici. Stai alea, că dar aici numărător numitor am. Deci în loc de 8 factorial, am spus 4 factorial ori 5, ori 6, ori 7, până la 8, supra 4 factorial, care simplifică 4 cu 4. Da? Minus, abia acum, minus, 8 cu 8 s-a dus, 9 ori 10 ori 4 factorial. Da, să schimb 4 factorial. Vom scrie, da? Deci, ai zis 1, 2, 3, 4, da? Bine. Supra, linia de fracție știi că ține foarte mult la chestia asta. Supra, 1 ori 2. 2, 1 ori 2, 1 ori 2. 4 factorial cu 4 factorial și ai așa, 5 ori 6 ori 7 ori 8. Deci ai ajuns la 5 ori 6 ori 7 ori 8. Nu mai putem de fracție, că nici nu mai... A, da. 5 ori 6 ori 7 ori 8, da. Minus... Minus 3 ori 4... 3 ori 4 ori 9 ori 10. Egal cu ce ați putea să scoate un factor comun acolo? 3. Un 3 cu 3 6. 3 ori 4. 3 ori 4, cât păi face? Păi avem 12. Avem 3 de aici, 4 de aici. Așa, și 5, 5 cu 2... Ți-au rămas la 8 un 2 și 5. Da. A, 10. 10. Deci ar veni 3 ori 4 și ori 10. 120. Deci 120 ar fi. 120 pe lângă. Din primul ce a mai rămas? Aici rămâne un 2. Un 2. 2 ori 7. Deci 14. Da. Minus. Dar de aici mai rămâne un 2? Nu cred. Nu, că l-am dus aici. L-am dus la 5. Da. Deci. 14. Minus. Minus 3.
Minus 3, cred că minus 3. Că 10 l-am scos, 3 ori 4 ori 2 scos. 20 ori 11. Ăsta ar fi rezultatul. Deci a fost jocul să exprimăm factorialul mai mare cu ajutorul factorialului mai mic. Deci toată chestia asta. Acum. Ștergem. Alte chestii? Ce chestii mai aveți aveți? De la 105, 105, există 1 și 2. Să se scrie sub mulțime cu 3 elemente ale mulțimii A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, câte astfel de submulțime există? Deci, încă o dată? Până la 10. Și câte derivate? Câte astfel de submulțime există? Păi citește. Câte? Să se scrie 4 submulțimi cu 3 elemente. 4 submulțimi cu câte 3 elemente. Deci, 4 atâta să iei. Da. Ar veni 1 ori 2 ori 3. Dar câte 3, mă? Câte 3 elemente? Mai cu 3. 1, 2, 3. 4 submulțimi cu 3 elemente. Așa. 2, 3, 4. 3, 4. 4, 5, 6. 4 le-ai scris. Câte sunt oare de toate? Sunt combinări de 10 luate câte 3. Sigur că da. Combinări de 10 luate câte 3, că nu contează ordinea. Dacă ar conta și într-o submulțime, nu contează ordinea. Dacă ar fi fost ordonate, atunci ar fi fost aranjamente. Așa sunt combinări. Combinări de 10 luate câte 3, care înseamnă 10 factorial supra 3 factorial. Pe 7 factorial, da, nu? Pe 10 factorial în funcție de 7 factorial și vine 7 factorial ori 8, ori 9, ori 10 supra 3 factorial. Îl scriem pe 3 factorial ca 1, 2, 3 ca să putem să simplificăm mai departe. Da, 1, 2, 3. Și ori 7 factorial. Și se da. 2 cu 4, 8, 3, 4, cu... Da. 120... Ori 10. 120. Nu, păi... Nu, 120. 120, 120 da. 12 ori 10, 120, da? 120 de submulțimi sunt. Da. Noi numai 4 ne-am zis, autor. Dar am vrut să vadă dacă știm ce înseamnă, să combinăm sau aranjamente. Și ideea a fost că nu, în virtutea exemplului care am făcut, ați înțeles că e vorba de combinări și nu de aranjamente. Poftim. Altă. Combinări de. Combinări de 9 luate câte 0 minus combinări de 9 luate câte 2 plus combinări de 9 luate câte 4 minus combinări de 9 luate câte 5 plus combinări de 9 luate câte 7. Egal cu. Da, combinări de 9 luate câte 0. Dacă luăm și scriem, cât vine? Vine 9 factorial supra 0 factorial ori 9 minus 0 factorial. Și vine 9 pe 9. 9 factorial pe 9 factorial. Și atunci este 1. Minus. 9 factorial. Supra. 2 factorial. 9 minus 2. 9 minus 2, adică 7 factorial. Plus. 9 factorial. Supra 4 factorial. Ori 5 factorial. 9 minus 4 factorial. Minus 9 factorial. Supra 5 factorial, factorial ori 4 factorial. Așa. Plus? 9 factorial supra 4 factorial ori 5 factorial. 7 factorial.
9,7 Egal cu. Scrierea fiecare în funcție. Ia uite-te atent, mai atent. Asta cu asta. Sigur că da. Unul e cu plus, altul cu minus. Eu zic, 9 factori, tai-l, același cu care? Cu ăsta. Așa e. Doar că sunt schimbate întâi. Și de tot la mulțit. Da, 2 ori 7 e 7 ori 2, tot același lucru. Da? Deci e 1. Răspunsul este 1. Poftim? Combinat de, mă. Băi, ce ai, mă, fasole, nu poți să deschizi gura? Deschide gura. Combinări de 2 luate câte 0, plus combinări de 2 luate câte 1, plus combinări de 2 luate câte 2. Aici tot de 1. Aici va da... 2. Cred că 2. Doi factorial. Unu factorial. Și... 2 factorial. 2 plus 1. Mă așteptam să spui deodată. Îți face... Știi de ce mă așteptam să spui deodată? Păi nu-i binomul lui Newton coeficienții, da. De la 1 plus 1 totul la da. a doua, nu? 1 plus 1 totul la a doua. Și faci combinări de 2 luate câte 0 plus combinări de 1 plus combinări de 2 luate câte 2. Deci, ăsta este răspunsul, da. Într-adevăr, 4. Jim. De să se arate că 5 divide numărul combinări de 5 luate câte 1 plus combinări de 5 luate câte 2 plus combinări de 5 luate câte 3 plus combinări de 5 luate câte 4. 5 îl divide pe ăsta, da? Pune da. Într-o paranteză. 5 divide tot calculul ăsta. Da. Păi să dezvoltăm și să dea ca 5 oriceva. 5 oriceva, să fie un multiplu de 5. Și avem 5 factorial supra 1 factorial 4 factorial plus 5 factorial supra 2 factorial 3 factorial plus 5 factorial supra 3 factorial ori 2 factorial plus 5 factorial supra 4 factorial ori 1 factorial. Avem... Aici o să dea 5, pentru că schimb pe 4, pe 5 factorial în funcție de 4 factorial și ar fi 4 factorial ori 5, 4 factorial cu 4 factorial și ar rămâne 5. 5 plus. Aici 3 factorial ori 4. Ori 5, supra 1 ori 2, îl scrie pe 2 da. Factorial, ori 3 factorial. 3 cu 3 și 2 cu 4. Plus, aici o să dea la fel. 3 factorial. E aceeași chestie. Ah, da. Adică 10... 10 supra... 10, 10 da. 10. Și plus? Plus 5, că este 5 factorial supra 4 factorial 1, care este 5 factorial supra 1 la 4. Și doar cu 5, 5 sunt 4 la... 30 sunt 4 la 5. Da. Sau 5 îl divide pe 30. Rezultă că 5 îl divide... Dar ce observații merită să facem acum? Ia să vedem. De ce ai observat tu? Ai observat combinări de 5 luate câte 1 egal cu combinări de 5 luate câte 4. Scrie și noi de asta. Combinări de 5 luate câte 1 egal cu combinări de 5 luate câte 4. Da.
Dar pe 4 ăsta mai poți scrie calculul de 5? De 5 minus 5 minus 4. Nu, pe 1 să-l fi scris, da? Deci combinări de 5 luate câte 1 este ca și cum aș spune în loc de 1, 5 minus 4. Da. Aici pot spune așa. Combinări de 5 luate câte 5 minus 4. Acest lucru este spectaculos. Deci combinări de 5 luate câte 1, combinări de 5 luate câte 4, egal combinări de 5 luate câte 5 minus 4. Să scrieți noi asta. Combinări de 5 luate câte 4, egal cu combinări de 5, luate câte 5 minus 4. În general, putem zice combinări de K, egal cu combinări de N luate câte N minus K. Hai să demonstrăm formula asta. Combinări de N luate câte K, egal cu combinări de N luate câte N minus K. Să vedem dacă e adevărat. Dezvoltăm combinări de N la tipul de N. Și pe una și pe alta. Scriu și formula și la una și la alta. Combinări de N la tipul de K, N factorial, supra K factorial, N minus K, tot factorial. Cealaltă, combinări de N la tipul de N minus K, la tipul de N minus K, egal este N, supra N minus K, tot factorial. Așa, deci cel de sus factorial, pe lângă diferența, n ăsta de jos minus ăla de sus. N minus N plus K. Pentru că minus ăla de sus, dar minusul schimbă semnul. Deci minus N plus K. Și egal mai departe cu N factorial. N factorial sub la N minus K factorial. N minus N se duc și rămân K factorial. Sus avem N factorial supra K factorial ori N minus K tot factorial. Aici avem N factorial supra N minus K factorial K. Este același lucru. Deci de acolo, din cele două, poți să spui clar că formula aceea e deșteaptă. Da? E legătura între combinările complementare. Puteți să notați formula de legătură între combinările complementare. Complementare, adică se completează până la N acela, da? Combinările de N luate câte K egal combinările de N luate câte N minus K. Și când ați avut, când întâlniți așa ceva, repede puteți să... Adică combinările de 5 luate câte 1 este cât combinările de 5 luate câte 4. Combinările de 5 luate câte 3 egal combinările de 5 luate câte 2. Da? Deci asta e important. Mai aveți nimic? Gata? Și nu vreți să mai lucrați ceva așa acolo, antrenament? Acolo, la combinare, ieșiți, nu vă trebuie un antrenament de ăsta. Voi, dacă vă faceți tema, gata, sunteți fericiți. Florin, bă, Florin, dacă urmărești, sună-mă. Sună ca să-i facem lecția la geometrie. Voi geometria analitică nu aveți treabă cu asta. Seara bună, băieți. Florin, dacă nu suni, în două minute, pleacă acasă. Că i-am zis, noi am zis la fără cât, la fără 20 de suni. Și el mai are, au zis că stai și urmărește lecția. Păi acolo, dacă nu vede. Am terminat mai repede, Florin, vezi, nu? Pe fază. Alo? Alo? Păi ce-ai făcut? Mai două dată. Am apăsat eu prost, cred. Mulțumim, seara bună. Seara bună. Seara bună. Nu vrei să stai la geometria analitică? Asta e tehnica. Alo? Păi nu, eu mă te rog. Scuze-mă, Florin, că eu apăs aiurea. Vreau să dau deodată pe să fie să audă speaker sau, dar nu merge. Mai dă o dată, hai. Ultima. Să știi că nu fac poante ca să zic. Alo, mă auzi acum? Da.
Auzi? Mă auzi? Așa. E, o să lucrez Andreea. Cu ea discut, da? Bine, măi. Da, să vedem dacă se descurcă. Vezi, nu vine și tu probleme dure. Deci de o mai trei ani, adică vă sunată așa o serie de formule și cu asta hai la probleme, da? Așa. Zi tu acum ce geometria analitică, da? Andreea și-a scris. Zi problema care să o facem, hai. Hai, cale dreapta de ecuație. Care dă-ne dreapta. Y = x + 2. Deci să scrie această ecuație a dreptei, nu? Sub formă parametrică, da? Dă-mi ceva de indicații, că uite, este în derută, Andreea. Adică, concret. Zi, să văd ce spui tu. X egal cu X0 X egal cu încă o dată? X egal cu X0 plus alfa. Alfa ori a. Așa. Amic, da. Și Y egal cu Y0 alfa ori B. A și B sunt coordonatele vectorului V, da? Vectorul care indică direcția dreptei respective, da? Păi, cum? Deci, zi. Cum? Anume, încă o dată? X0 și Y0. Păi, X0 și Y0 este originea vectorului respectiv, nu? Că orice vector, prin cine îl înțelegi tu? Vectorul respectiv are o direcție, nu? Are o direcție, un sens. Și o mărime. Corect. Mărime, direcție și sens. Și acum, vectorul V are V de coordonate A și B acolo, nu? Da. Adică dacă ar fi să reprezentăm în factorul versorilor săi, vectorul V... Așa. Deci vectorul V înseamnă A ori I, A ori versorul I, da? Plus B ori vectorul J. Da? Vectorul V așa ar fi reprezentat. Și acum, zic meu, condu-mă, să vedem ce ai de gând să faci aici și cum să mă dirigez. Hai să plecăm de următorul lucru. Dacă aș avea un punct A de coordonate X0 și Y0 și direcția cunoscută și direcția panta dreptei respective, da? M-ul, panta, care este tangenta unghiului alfa acolo, da? Cum am scris ecuația drepte când îți dă un punct și o direcție? Am zice Y, cum spunem, Y minus Y0
egal cu m pe lângă x minus x0. Nu? Y minus y0 egal cu m pe lângă x minus x0, de acord? Da. E bine, hai să ducem și noi de aici, din ce ai tu acolo, x minus x0, x minus x0 egal cu cine? Cu alfa ori a. Iar y minus y0 egal cu cine? Alfa ori b. Și acum, uite, în clipa asta dacă facem y minus y0 supra x minus x0, da? Așa vine y minus y0. Deci y minus y0 supra x minus x0 egal cu b supra. De acord? Iar dacă te duci aici la vectorul ăsta care l-am desenat eu aici, ai zis vectorul a ori i plus b ori j. Deci B-ul este ăsta și A-ul este, dacă notăm aici cu M și N, vectorul M, N, cu M originea, ei, și ăsta este unghiul alfa, tangentă de alfa egal cu B pe A. Tocmai tangentă de unghiul alfa care egal cu B pe A, egal cu M-ul. M-ul panta dreptei, cum spunem noi, da? Da. X e același lucru cum avem și noi aici. Y minus y0 supra x minus x0 egal cu b pe a. Nu că dacă ar fi, să socotim așa, asta ar fi y minus y0, nu? Și aici ar fi x minus x0. X minus x0. Când din x-ul respectiv, că punctul ăsta de coordonate x și y, și ăsta de coordonate x0 și y0, așa se întâmplă. Asta deci ar fi x minus x0. Nu așa? X, ăsta e x-ul tot și ăsta e x0 aici. Și y minus y0, iarăși ai acolo, da? Că y-ul cât este? Ăsta este y-ul așa. Și x0 este ăsta și atunci y minus y0 apare acolo. Deci în concluzie... Asta e, mă. Sunt coordonatele originii vectorului. Așa, deci am pus M de coordonate X0 și Y0. Deci am punctul de pornire. Deci am un punct și o direcție. Da? Punctul și direcția e dată de vector respectiv. Eu credeam că e orice punct de vector. Nu, nu, nu. Este originea vectorului respectiv, da? Da. Și de aici încolo... Deci asta este legătura cu ceea ce am spus mai devreme. Da? Și aici, la tine, panta cât este? M este egal cu cât? Cu M egal cu 1. Nu? Că vine Y egal cu MX plus N. Deci M este 1. Iar M cât este? Raportul între B și A, nu? Deci am spus că B pe A este egal cu tangenta, egal cu n, care e egal cu tangenta unghiului alfa. Deci B pe A este egal cu 1 și atunci, care ar fi problema la tine? B egal cu A. Deci B egal cu A, sigur că da. B egal cu A. Așa îți vine? Deci A egal cu B. Și ce trebuia să-ți costu? Parametrii vectorului, nu? Da. X și Y. Păi, da, parametrii vectorului? Nu înțeleg. N-ai un model acolo de gheșițiu făcut la clasă ca să înțelegem ce anume ți-a făcut acolo? Ia dă-mi un exemplu. Dă-mi un exemplu de acela ca să înțeleg eu mai bine. Cum să fac legătura cu vector, ceva să văd acum să înțeleg.
sursi de acolo. Ia să văd. Încă la tăi ți-a dat mai tare. Mi-a dat un sensibil. Nu, dar nu se aude. Nu. E la mine telefonul mai slab. Mi-a dat un desen. Da, un desen. Deci fie M0 de coordonat, un punct M0 de coordonat X0 și Y0, da? Și într-un plan, ți s-a dat așa, da? Un punct M0 de coordonate X0 și Y0. Da. Și V, un vector de coordonate A, B. Adică tu trebuie să înțelegi că vectorul V e egal cu A ori I plus B ori J, nu? A ori I plus B și iar 0 iar 0 egal cu x0i plus y0j. Deci iar 0 un vector. Așa, vectorul de poziție poate vrei să spui, nu? Deci vectorul de poziție a punctului M0. Cu alte cuvinte, dacă am un punct M de coordonate X0 și Y0, notăm cu R0 vectorul de poziție al cui? R0 este vectorul de poziție al lui M, da? M0, pardon, M0, da? Și cu V, și V un vector care... Da. Deci pe aceeași direcție, da? Pe aceeași direcție a lui R0, da? Da. Bun. Da. Merge. Am înțeles. Am înțeles acum. Deci M0 de coordonat X0. Așa. Și pe dreapta asta, un vector V, pe direcția vectorului R0, pe direcția vectorului R0, un punct, oricare ar fi un punct M, P, decorat X și Y, așa, un punct oricare decorat X și Y, și acum putem spune că M0M, nu? Este multiplicat al lui R0. Ce s-a scris acolo? M0M egal cu cine? Păi da, păi da, mai tocmai vectorul M0M este multiplu egal cu A ori R0? Cum ți-a zis? A, așa, bun. Deci, M0, M. Deci, M0, M. Încă o dată, M0, M. M0, M plus O, M0. Deci M0 M plus O M0 plus O M0 egal cu O M, da? Egal cu O M. De acord. Au aceeași direcție. Deci vectorul O M, cu alte cuvinte, vectorul O M se compune din suma dintre vectorul O M0 M și O M0. De acord cu asta. Și acum, pe M0 M l-au scris cum? Și acum,
Deci M0 M egal cu R, R fiind vectorul de poziția lui M, bănesc, nu? Deci, în loc de M0 M, o să zic că este egal cu R, vectorul R, minus R0. Da. Vectorii care să fie colinear, vectorul R și R0, nu? Sau cine? V și M0, M, da? Deci, V, vectorul V și M0, M, colineare, dacă unul e multiplu de celălalt, da? Deci, dacă și numai dacă, M0, M egal cu V ori alfa. Sau, nu? Deci M0, M să fie egal cu V ori alfa. Și de aici cum am? M0, M, în loc de M0, M ce să punem? R minus R0. R minus R0. Egal cu V ori alfa. Da? Asta este ecuația vectorială care se traduce că R egal cu R0 plus V ori alfa. Da? Deci R egal cu R0 plus V ori alfa. Și acum dacă traducem în exprimarea cu ajutorul versorilor, în loc de R ar fi XI plus YJ egal cu X0 I Y0 J plus alfa pe lângă. Dar și mulțim. Alfa ori A ori I plus beta ori B ori J. Da? Și acum nu ne rămâne decât să aranjăm. Deci vine X ori I plus Y ori J este... Poftim? Nu beta, B. B, alfa B. Alfa B ori J. Alfa B ori J. Așa este, corect. Egal cu... Căutăm pe I ăștia din dreapta și vine X0 plus alfa A ori I. Corect. Plus Y0 plus B ori alfa B ori J. Și acum, din egalitatea asta vectorială, de exprimarea cu ajutorul versorilor, apare, apare exprimarea, nu? Parametrică. X egal cu X0 plus alfa A și Y egal cu X0 plus alfa B. Da. Deci, hai să vedem încă o dată cam care a fost ideea. Deci, fie un punct M0 din plan, de coordonate X0 și Y0, și un vector, un punct oarecare din plan, da? Un punct de ca și cum ar, un punct fix. Atenție, un punct a căror coordonate se știu. Da? Un punct de coordonate X0, M0 de coordonate X0 și Y0 dat. Ăstea se știu. Mai nu, păi, da, asta e, așa. De-aia de, am notat cu X0 și Y0 coordonatele punctului M0 precizat. Și eu vreau să scriu ecuația dreptei care trece prin punctul M0, da? Prin punctul M0. Deci X0 și Y0 sunt niște numere cunoscute. 2, 3, minus 1, 5, 7, nu știu ce. Da? Deci tu trebuie să înțelegi așa, că ai, de fapt, un punct știut
l-am luat eu în catran întâi de coordonate, să spunem, M0 de coordonate 2 și 3, și vrei să scrie ecuația care trece pe aia, prin punctul ăsta, și are ca direcție un vector, direcția vectorului respectiv, și atunci asta e unică dreapta asta. Da? E unică dreapta asta. Și construcția este că un punct M, care poate fi oriunde pe dreaptă, de coordonate X și Y, da? De coordonate X și Y, am relația asta importantă, adică M0, M ăsta, notăm cu, ăsta e vectorul R0, vectorul de poziție al lui M0, și ăsta este vectorul cui? Vectorul de poziție al lui M, RM. Așa. Așa, și M0M, M0M, vectorul ăsta, M0M, așa. Da, o secundă. M0 ori M este egal cu R minus ăsta. Deci este R, e regula de la operație cu regula triunghiului, nu? Așa vine? Deci vectorul M0M este R, vectorul de poziția lui M, minus R0. Da? Iată, M0M este R minus R0. M0M, M0M este R minus R0. Dar M0M ăsta este un multiplu a vectorului acesta. Că vezi, în direcția asta, am dreptele suport sunt paralele, au același sens, nu, cu vectorul acesta și cu ăsta. Și atunci am scris relația M0M este multiplu de vectorul V. Păi, poți fi alfa subunitar. Deci nu neapărat trebuie să gândești la un alfa supraunitar. Și aceasta este relația vectorială, M0M, asta e relația de bază, egal cu V ori alfa. De acord? Da. Și în loc de M0M mă întorc și îl scriu pe R minus R0. Și apare scris, nu? Relația vectorială că R egal cu R0 plus V ori alfa, unde alfa e un număr real, subunitar, supraunitar, nu are importanță. Negativ, pozitiv, depinde de cum e orientat vectorul respectiv. Da? Și relația vectorială este transcrisă, relația vectorială e transcrisă cu ajutorul versorilor și se obțin cele două exprimări, nu, X și Y, ale cui? Exprimarea lui X și a lui Y, coordonatele punctului M, care generează, nu, în mișcare, după alfa schimbându-i valoarea, ce generează? Generează punctele de pe dreapta asta. Deci generează dreapta în final. Și aceasta este ecuația drepte sub formă parametrică, nu? Ca alfa e parametru și ai coordonatele X și Y. Prin eliminarea parametrului acesta, găsești ecuația dreptei sub formă... Exact, ecuația carteziană. Și acum, cum eliminăm? Păi am, după ce am scris X minus X0 egal cu alfa și Y minus X0 egal cu alfa B, pur și simplu facem raportul lor și ai o relație între, nu? Vine X minus X0 sau Y minus Y0 dacă vrei. Y minus Y0 nu are importanță, supra X minus X0 egal cu B supra. Și de aici e ecuația, dacă notezi B pe A cu un M, cu un număr, că doar B-ul și A-ul sunt cunoscute, că e versor, vectorul V de parametri A și B cunoscuți. Păi,
A și B-ul, ce, tu ai vectorul V de A și B, nu? Ca să poți să, să faci relația de acolo. Tu mă întrebi acum de la ecuația asta, y egal cu x plus 2, cum poți să găsești pe x0 și y0? Vrei să spui sau ce? Da, da. Păi, iei o pereche x0 și y0 care să verifice relația asta. Uite. Păi bun, uite, x0 egal cu 1, să zicem. Și atunci y0 cât este obligatoriu? Y0 egal cu 3. Și ai perechea de puncte pe care construiești toată discuția asta. Asta că ai luat tu pe x0 egal cu 1 și y0 egal cu 3. Dar dacă iei o altă pereche care verifică relația asta, e un alt punct. Da? Deci, în concluzie, hai să mergem așa, pe varianta. X0 l-ai luat tu, ai găsit obligatoriu y0 egal cu 3. Și atunci, tu vrei să scrii ecuația sub formă parametrică, nu? X egal cu... X egal cu X0 plus alfa ori A și Y egal cu Y0 plus alfa ori B, nu? Așa vrem să scriu. Și acum cu X0 și Y0 luat de noi în clipa asta, cum arată? X egal cu 1 X egal cu 1 plus alfa ori A și Y egal cu cât? 3 plus 3 plus cât am zis? 3 plus alfa ori B. Și A și B. Deci apare ce? X minus 1, nu? Păi ecuația generală nu asta este, Y egal cu X plus 2, nu? Dacă duci pe Y în stânga, vine X plus, minus Y plus 2 egal 0. X pe Y în dreapta. Deci vine X minus Y plus 2, nu? Egal 0. Dacă îl duci pe X plus 2 în stânga, vine Y minus X minus 2 egal 0. Nu este aceeași ecuație de mai sus? Păi... Deci AX plus BY plus C egal cu 0. AU este... cât este? Păi nu este minus, că mulțim pe asta a doua cu minus 1 și este cea de mai sus, mai. E același lucru, nu? E una și aceeași, că îl duci în stânga. Da? Deci X minus Y plus 2 egal cu 0 este ecuația sub formă generală, nu? AX, AX plus BY plus C egal cu 0. AU este 1, B-ul este minus 1, C-ul este 2. Ordonata este cât? Deci, dacă mergem pe asta care o avem sus, cât vine la tine? Vine X minus Y. Uite, când ne scădem pe astea parametrii, da? Vorbim. Era X egal cu 1 plus alfa A. Y egal cu 3 plus alfa B, da? Și vine X minus Y este egal cu 1 minus 3 1 minus 3, da? Plus alfa pe lângă A minus B. Și acum, hai să vedem încă o dată, vine le scrim una sub alta ca să înțelegem. Deci am așa, X
minus y plus 2 egal cu 0. Și pe de altă parte, în varianta care noi am scăzut membru cu membru, avem că x minus y minus x minus y plus 2 este așa, plus 2? Plus minus alfa pe lângă, tot un membru stâng, minus alfa pe lângă a minus b egal cu 0. Și din nou de aici produsul ăsta, vezi că e perfect. Termenul de la sfârșit trebuie să fie 0. Adică de aici a egal cu b. Dar alfa egal cu 0, atunci vectorul acela e nul, fără varianta alfa diferit de 0, trebuie să spunem. Da? Deci alfa diferit de 0 când facem ecuația parametrică. Poftim? Sigur, sigur că da. În concluzie, vectorul V are exprimarea V egal cu A ori I plus A ori J. A egal cu B. Asta trebuia să... Vectorul V este de forma asta. A plus I plus B ori J. Adică de tipul A pe lângă I plus J. I plus J, știi bine ce este. I plus J este vectorul care e în pătratul respectiv, nu? Diagonală. Așa, și multiplul de diagonala asta. 2, 3, depinde de asta, sau jumătate, cât e parametrul A. Cu alte cuvinte, la V trebuia să ai aici A și A. V, A și A. Asta era întrebarea. Poftim? Nu, mai Nu mai știu ce să spun. Oricum, ai văzut că și pe calea cealaltă, când am făcut noi y minus y0 spre x minus y0 egal cu b pe a, și fiindcă a fost b pe a egal cu 1, a ieșit tot a egal cu b, din ce am discutat mai devreme, dar și pe modelul ecuației vectoriale, pe culoarul pe care ai spus tu, ajungem la același lucru, nu? Unui punct pe care îl găsești în virtutea faptului că se află pe dreaptă. Adică coordonatele sale verifică ecuația dreaptă. Că ți s-a dat ecuația y egal cu x plus 2, nu așa? Deci este un punct fixat. De-aia spunem de coordonate x0, y0. Dar nu e un punct din plan oriunde, ci unul de pe dreapta, că tu aia de ecuația dreptă. Se spune să dă dreapta de ecuație y egal cu x plus 2. Și în modul în care ți s-a demonstrat, dreapta respectivă care se construiește, tu ai mers înapoi, că ai avut ecuația dreptei și trebuia să găsești coordonatele vectorului în direcție, A și B acelea, adică să le găsești, în cazul tău a fost A egal cu B, aici, nu? Așa putem spune. Și punctul X0 și Y0 este un punct care verifică ecuația dreptei. Adică îi dai lui X o valoare, găsești Y-ul. Nu e două numere la întâmplare. Ci două, X-ul și Y-ul sunt coordonatele punctului de pe dreapta. Adică verifică ecuația dreptei. Sigur că dacă dai altă valoare, tot A egal cu B va fi. Da? Tot A egal cu B. Important asta va fi. Deci nu influențează acolo. Că ai văzut că nu influențează, că vine alfa pe lângă minus B acolo. Și alfa pe lângă minus B să fie 0, A egal cu B. Sau dacă faci raportul aici, tot așa. Faptul că e 1, pe exemplu lui X, A egal cu B de acolo. Da, bine. L-ai învățat pe de rău, dar acum ai înțeles cam cum...
Da, da, tocmai asta ți-am spus. Deci s-a plecat de la, forma, de la operații cu vectori. Hai să vedem, au apărut, a apărut problema scrierii unei, unui vector de pe dreapta respectivă, vectorul R, în funcție de R0 și de M0M ăsta. Deci, dar n-are importanță. Dacă l-am luat mai mic, nu te super că ai înțeles tu că alfa este subunitar atunci. Da. Da? Deci nu. Important este direcția. Iar direcția dată de vectorul respectiv, direcția dată, este dreapta suport așezi ea. Deci direcția vectorului e importantă toată problema. Da? Deci nu alfa, acela care poate să fie mai mare, mai mic, sau poate fi și negativ. Și atunci sensul vectorului poate fi opus de cum ți-l arată aici problema. Deci nu trebuie să te superi. Atunci M0, M-ul ăsta poate fi în partea cealaltă. Deci față de M0. Poate fi M-ul fi într-o parte. El este un punct aleator din planul respectiv care să păstreze direcția vectorul respectiv. M0, M ăsta să fie multiplu de vectorul respectiv, de V. Da? Da. Bine. Am învățat așa, pentru că la o lucrare bine. Sigur că ele trebuie reținute așa, dar dacă tu ai înțeles sensul de unde vin ele și cam care este... Da. Bine, Florin. Hai că mi-a ajuns și mi-a la 5... La 4 jumate tot trag în continuare. Bine, la revedere! Închid cei, da? Da.